Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi un scurt filmuleț în care vă prezint modul în care lucrează un laptop care rulează un sistem de operare Mac OS. În acest moment, harddiscul meu mai are disponibil circa jumătate de giga. O să încerc să redau un film. To the CEO of the Cisneros Corporation. It's a nice profit for... Rulează foarte bine. There were so many to choose from. Voi ce experiență ați avut, însă în ceea ce mă privește, cu toate calculatoarele, laptopurile care rulează Windows pe care le-am folosit, în momentul în care pe hard disk mai erau disponibil 10 giga, lucrurile deveneau critice. În acest moment mai sunt aproape un pic peste jumătate de giga liber din acest hard disk. Iată, deci au coborât sub 500 de giga și lucrurile funcționează fără probleme. Teoretic ar trebui dintr-un moment într-altul să se oprească înregistrarea, pentru că n-ar mai avea unde să înregistreze. O să duc totul la extremă și dacă se întrerupe, o să reiau într-un alt filmuleț. În acest moment, în timp ce downloadez niște aplicații și înregistrez. Și această înregistrare este depozitată tot pe acest hard disk, care își ocupă practic ultimul rest de spațiu liber. Downloadurile în momentul de față merg evident mult mai încet. Nu așa de repede cum am fost obișnuit, dar uitați-vă că se mișcă. Da? În acest moment laptopul se mișcă. Nu am văzut până acum un laptop, un terminal care să ruleze Windows și să aibă asemenea performanță. Adică să poată rula până când laptopul s-a oprit din înregistrare și mai aveam când s-a oprit din înregistrare sub 300 de mega liberi. Prieteni, este o performanță și sincer că trebuia să vă arăt așa ceva, pentru că nici mie nu vine să cred cât de fluid lucrează mai având 300, în situația în care mai are 350 de mega liberi pe hard disk. Acesta a fost, prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!